Salutare, oameni buni, bun venit pe Pruncu's Pipe Smoking Den. Eu sunt Pruncu, bine ați venit. Acum abia m-am trezit, îmi beau cafeaua și fumez un Hearth & Home Black House 10 Year Anniversary, un Oriental Blend foarte, foarte bun. A trecut ceva timp de când nu am mai făcut un video, așa că m-am gândit să fac un video despre metoda mea de a îndepărta oxidarea de pe muștiuc. Sper să vă fie de folos, așa că fără alte adăugiri, să trecem la treabă. Ok, am pregătit muștiucurile și Oxy Action de la Vanish. Este, la noi se găsește mai mult lichid. O să vedeți, în America ei folosesc pudră. Nu contează, e aceeași chestie. O să pun niște Vanish aici, în acest recipient, și apă caldă, iar apoi o să le introduc pe toate să se producă efectul chimic de a ieși oxidul. Iar după aceea o să trec la treabă cu burete Magic, Magic Eraser. O să-l găsiți și la Penny și cred că și la Mega. Este foarte, foarte bun și o să vă arăt cum se folosește. Iar pentru muștiucurile mai încăpățânate, să zic așa, prea oxidate, folosesc Chief cremă. De obicei foloseam Chief Micro Crystals. Îl pun pe partea asta mai dură a unui burete de base și frec. Dar cam asta e. Acum o să pregătesc Vanish OxyClean cu apă fierbinte. O să pun muștiucurile și le las cam 2 ore să stea acolo. Un lucru ce am uitat să specific, foarte important. Dacă aveți muștiucuri care încă mai au, de exemplu la Savinelli, muștiucurile vechi și chiar și astea noi, care au logo-urile printate, nu le puneți în baia de OxyClean pentru că se vor șterge. Deci va trebui să faceți totul manual. Sau puteți să puneți niște vaselină pe logo în speranța că nu se va lua. În schimb, dacă sunt logo-uri de-astea, cum este la Comoy sau la Dunhill sau la Peterson, care sunt, sau chiar și la Stanwell, care sunt din argint, astea nu se vor lua. Deci țineți minte, ori acoperiți logo-ul, ori nu-l băgați în baia de OxyClean. Ok, am pus un pic de Vanish OxyClean, am pus apă fierbinte și acum tot ce rămâne să fac e să pun fiecare muștiuc înăuntru și o să le las în jur de 2 ore. Nu știu ce să fac cu asta, pentru că aici este un muștiuc logo refăcut. Așa că pe asta o să-l fac cu mâna. Bun, le-am pus aici. Ne revedem peste 2 ore. Sau o secundă în video. Ok, am stat cam 2 ore, o oră și ceva. Când o să le scot, o să vedeți, e posibil să aibă o culoare foarte ciudată. E un pic, să zicem, un verde. Dar nu e nicio problemă, o să iasă. Și trecem la treabă cu acest burete magic. O să tai o bucată mică din el.
O să-l înmoi, trebuie să-l înmoiați în apă de apă. Imediat. Îl stoarcem. Am stors și începem să frecăm. Sper că se vede. Aici, pe margine, o să fie mai dificil. Da? Din păcate, pentru cei care nu au buffer, e laborios, e complicat, mai ales dacă ai foarte multe muștucuri. Trebuie să le ținem curate. Ok, ia, luăm un prosop de bucătărie, ștergem și s-a mai înnegrit, dar mai trebuie să mai dăm un pic cu acest burete magic. În special aici la buză văd că e. Scoatem tot oxidul din ea. Ok, ia să vedem. Și avem un muștiuc. Nu. Acum, ce mai trebuie să faceți este să puneți niște ulei de măsline, ceea ce am uitat să menționez la început. Dați un pic pe deget. Și apoi pe toată suprafața. Și avem aici rezultatul. Și cam asta este rezultatul. Cea mai bine văd că a ieșit asta. Dar fără buffer e foarte greu să scoți ceva perfect negru. Sunt mulțumit, sper că v-a fost de folos. Până data viitoare, keep calm and smoke your pipe.